Salutare lume, bine ați revenit la un nou video, să vă arăt ce jocuri am mai pus la colecție. Unele le-ați văzut pe TikTok, am mai postat și pe Facebook ceva poze, e să știți că mă puteți urmări și pe TikTok și pe Facebook, la colecția lui Andrei, pe Instagram postez mai rar. Am luat de la Used Products acest Alien vs. Predator pentru PSP. A fost 29 de lei, am impresia, dar 50 de lei pe amândouă. Și acest joc de Xbox original, dar ăsta e într-o condiție un pic mai nașpa, ca să zicem. Are ceva defecte aici la copertă din cauza acestui sticker. Poate în viitor o să găsesc o variantă mai bună. A fost 19 lei, scrie și pe el. Și am mai pescuit și din nou ser, deși nu vroiam să mă duc. Da, foarte slab. Deși eu mă mulțumesc cu jocurile astea două. Am luat acest promodisc de la Duke Nukem Forever. Așa. Astea se găsesc destul de greu. Cel mai ieftin pe eBay 150 de lei fără transport, fără altceva. Astea se dau la conferințe de presă și arată destul de ok. 150 de lei parcă l-am văzut cel mai ieftin, dar 25. Și am mai luat acest de Saboteur, tot promodisc pentru PS3. Ăsta nu știu să vă spun exact cât valorează. Ideea e că unele dintre ele valorează destul de mult. Pot ajunge peste 1000 de lei. Ăsta am dat 20 de lei, dar n-am găsit nicio versiune de asta pe eBay să-mi fac o idee. Așa. Și mai am un pachet, la ăsta o să-i fac unboxing, ceva jocuri de PS5, cumpărate de la jocuri noi, prins ceva reduceri și am zis să profit de ele. Și o să mă apuc de treabă să vă arăt ce îi înăuntru un pachet. Na, bun, nici nu știu de unde să încep cu pachetul ăsta. Prima dată când comand la ei, de la jocuri noi, dar aveau reduceri destul de ok. Și cum nu mă lasă sufletul să dau 300 de lei pe un ăsta, cum îi spune ăsta, nu, Space Marines 2, ne-am luat 4 jocuri, 3 pentru PS5 și unul pentru PS4, niște jocuri care le mai căutam. Unul chiar îl mai am, dar de PS4. Să vedem. Singura chestie mi să nu fie cu manual și copertă în, și în germană, e clar. Am făcut caca-maca. Cel puțin cu ăsta. Nașpa. Deci asta e toată chestia. Eu nu vezi în ce limbă îs. Nu a fost mult, a fost 50 de lei, dar păi fix, fix. No, cred că pe viitor nu o să mai comand. Să vedem și ăsta. Like a Dragon, Ishin. Măcar ăsta e în engleză. Măcar era și la collectible în engleză, dar nu, asta e. Plac foarte mult jocurile astea din seria asta cu Yakuza, Like a Dragon, așa, Like a Dragon, varianta de PS5, mai am și varianta de PS4, nici nu are rost să-l desfac, că l-am și digital, l-am luat-o la reducere. Și am mai luat acest joc, Fist of the North Star, Lost Paradise.
A, măcar ăsta în engleză. Na, cu ăla am cam dat fail. Deci, dacă din 4 jocuri trebuie în engleză, e ok. Asta e tot un joc în stilul Yakuza. Și am impresia că e făcut de același studio. Dacă nu greșesc. Ryugo. Scrie studio pe aici, da, e același studio. Și ăsta l-am mai căutat. Da, pe OLX, spre exemplu, l-am găsit mai scump decât l-am luat acum. Deși aș fi preferat să fie varianta inițială, să nu fie PlayStation Hits. Da, asta e. Și ăsta a fost tot mini-haul-ul de jocuri. Da, păcat de jocul ăsta. Nici nu o să-l desfac. Că presupun că e în germană tot și artbook-ul. Are un artbook aici. Asta e. Na, nașpa, ce să zic. Știți că eu nu le țin pe astea în germană. Și arată destul de bine. Nu prea am de astea de colecție de PS5. De fapt, de PS5 nu prea am jocuri. M-a s-o mai mulțit un pic. Bun. Cam ăsta a fost tot haulul de jocuri. De la jocuri noi. Osier. Used Products. Mersi de vizionare și ne vedem în curând cu noi video. Salut!